Salutare și bine v-am găsit la știrea zilei de la The Click. Eu sunt George Mesaroș și astea sunt știrile. Nu toate, dar unele. Medicamente banale, dosare penale. Șoferi puși sub acuzare pe nedrept. O lună în plus de impozitat pensiile mici. Schimbări climatice, guvernul încă doarme. Justiția nu e departe. 10 august, nu uităm. Astăzi începem direct cu un test. Care dintre următoarele reprezintă efecte adverse posibile ale pastilei Nurofen Plus? Dureri de cap, greață, insuficiență renală sau dosar penal? În România, toate! Pentru că da, în continuare la noi în țară, o simplă pastilă de Nurofen Plus luată pentru o durere de cap te poate băga în probleme legale. Suntem singura țară din lume unde orice urmă microscopică de substanță interzisă găsită în corpul tău te face automat vinovat de condus sub influență. Și poate că te întrebi acum, dar nu există limite minime pentru așa ceva? Ba da, doar trăim într-o țară unde legile au mereu sens și conducerea e competentă. Nu există limite minime în România. La noi, dacă folosești spray-ul nazal antialergic, poți fi considerat un pericol public, dar doar dacă părinții tăi nu sunt milionari în euro. Dacă părinții tăi sunt milionari în euro, poți să consumi ce vrei tu. Scrie în decizie de înalta curte. Pentru că statul român nu poate stabili valori inferioare, atunci incriminează orice prezență de substanță. Este o nebunie. Deci, în primul rând, minți cu o nonșalanță doborătoare de orice încredere în acea instituție. Nu poate. Cum să nu poată? Ba, poate. Doi, nu te-ai consultat cu un sistem medical? Pentru că da, în timp ce tu riști să ajungi la tribunal pentru că ai luat o pastilă de alergie, șoferii care sunt pe etnobotanice, de exemplu, își văd liniștiți de condus. De ce? Pentru că aparatele de drug test ale poliției nu detectează aceste substanțe. Așa că dacă polițistul îl oprește pe domnul unicorn cu privirea pierdută și incoerentă, nu prea poate să-l ducă la testare medico-legală, pentru că nu are o lege care să-l ajute. Rezultatul? Omul își continuă drumul și poate face praf oamenii vinovați. Cum să fie asta corect? Dacă dragărul detectează 8 categorii de substanțe, aparatul meu din laborator are vreo 7000 de substanțe în librăria lui de date pe care le poate detecta. Ei îmi spun acum, nu domnule, aparatul nostru detectează orice. Bă, bune, de ce nu detectează enobotanice? Spune și mie, de ce nu le detectează? Și iată cum ordonanța... Există oameni care au condus sub influența etnobotanicelor care au fost luați, testați și le-a ieșit negativ. Da. Dar să revenim la noi, cei care încercăm să fim cetățeni responsabili. Uite, șoferii care urmează tratamente pentru ADHD, mă întreb unde o să găsim așa ceva, sau cei care se tratează de anxietate sau alte afecțiuni, se tem să mai urce la volan, deși medicii le spun că pot. De ce? Pentru că legislația noastră e atât de ambiguă încât acești oameni sunt forțați să aleagă între a-și lua medicamentele prescrise de medic sau a risca să fie considerați sub influență și trimiși la tribunal. Ne trebuie urgent o lege ca în Franța sau Germania, unde au niște reguli de bun simț. Nu să ne trezim că suntem toți sub influență după o vizită la farmacie. Deci semnează petiția. Sau nu semna? Dacă vrei să trăiești periculos și să vezi cât de departe te poate duce un Nurofen. Dar să nu zici că nu ți-am spus. Mai departe, măsura de neimpozitare a pensiilor sub 3000 de lei cu care se tot lăuda guvernul și premierul Marcel Ciolacu nu mai e urgență, spre deosebire de asigurarea unor împrumuturi din trezoreria statului, reorganizarea instituțiilor de mediu, ape și păduri și reglementarea activității prestatorului casnic. Alea erau urgențe, n-aveau timp sau nevoie de lege organică. În schimb, neimpozitarea pensiilor poate aștepta și devine un proiect de lege trecut prin Parlament, care ajunge pe biroul lui Iohannis. Am mai vorbit și înainte despre cum termenul inițial de 1 septembrie s-a transformat și a devenit 1 octombrie. Exact când pensionarii se bucurau că mai scapă de impozit, guvernul îi lasă să aștepte încă o lună, evident sub pretextul unui cadou de ziua persoanelor vârstnice. Și în timp ce pentru pensionarii cu pensii sub 3000 de lei găsirea unei soluții rapide pare așa un cartof fierbinte,
Pentru elita magistraților s-a găsit imediat o soluție. Ministerul Finanțelor a scos din joben un proiect de ordonanță de urgență pentru eșalonarea creșterilor de salarii ale judecătorilor și procurorilor, după ce aceștia și-au majorat singuri veniturile cu 25%. Un mic detaliu pe care probabil nu l-ați auzit în discursurile oficiale. Ce înțelegem noi? Că premierul se joacă de a... Uite, impozitul nu e, impozitul cu 3 milioane de pensionari. Și pensionarii pierd. Din cauza asta, pensionarii care primesc între 2.000 și 3.000 de lei rămân să-și facă socotelile și să vadă cum își vor împărți bugetul pe luna septembrie. Socoteli care oricum durează o lună să le faci, la ce haos a fost după recalculare. Pentru pensionari și luna asta pensiile intră impozitate. Pentru că nu s-a sinchisit nimeni să le scrie la timp un proiect de ordonanță de urgență. Ce să facem? Au fost prea ocupați cu chestii precum modificarea și completarea legii cetățeniei române. Aia era urgent, nu pensiile. Dacă mai mergem pe promisiunile guvernanților, rămânem cu ochii în soare și cu buzunarele goale. Pentru că momentan suntem în situația în care literalmente așteptăm după politicieni ca să muncească. Iar dacă și tu vezi această amânare ca pe o bătaie de joc la adresa seniorilor și o întârziere nejustificată a măsurii, semnează și tu petiția. Altfel, poate că o să ne trezim că se mai amână încă o dată și neimpozitarea nu se aplică nici din octombrie. Deci să semnăm petiția acum și să punem presiune pe guvern. Link în descriere. În alte știri, s-a stricat vama. Iar, dar de data asta, ecologic vorbind. Vama veche și alte zone de pe litoralul românesc s-au transformat recent în piscine naturale. Dar nu, nu-i vreo nouă strategie turistică. Inundațiile catastrofale au lovit din nou, lăsând turiștii și localnicii să înoate la propriu spre case. În timp ce unii se întreabă de unde atâta apă, răspunsul e simplu. Schimbările climatice și lipsa totală de pregătire a autorităților. Asta în caz că vă întrebați cine a păcătuit așa de mult în vamă de a venit potopul. Autoritățile au păcătuit. În timp ce guvernul pare să fie încă în faza de oh, ce surpriză, iar a plouat mult, nu se întâmplă asta efectiv în fiecare vară, cercetătorii strigă de ani de zile că fenomenele astea extreme nu mai sunt doar excepții, ci noua realitate. Bogdan Antonescu, cercetător în fizica atmosferei, nu, ăsta nu-i vreun personaj de la Marvel, e un cercetător real, ne spune că de acum ne putem aștepta la tot mai multe surprize din partea naturii. Și asta dacă nu facem ceva acum, nu peste 10 ani. Recordul acesta de care menționați mai devreme la nivel de lună, la nivel de an, ele sunt un semnal clar al schimbărilor climatice. Iar aceste recorduri se reflectă apoi și în partea de fenomene extreme. Fie că vorbim de precipitații record, cum sunt cele pe care le-ați arătat din Mallorca, fie că vorbim de furtuni cu grindină de mari dimensiuni. Ele sunt tot o consecință sau sunt amplificate de schimbările climatice, de creșterea temperaturii medii globale. Deocamdată, guvernul pare să trateze schimbările climatice cam cum tratează studentul mediocru sesiunea. Lasă că trece și asta. Doar zicând, parcă îmi vin amintiri din facultate. Dar pe de altă parte, la cât sunt de competenți ăștia din guvern, mă aștept ca soluția lor la ploi și inundații să fie o umbrelă mare. Nu, da, nu înțelegi. O umbrelă mare, să ne acopere pe toți. Dar nu serios, de ce nu există un plan național de urgență climatică? Ce așteaptă guvernul? Să vină altcineva să ne salveze? Avem nevoie de un plan de urgență climatică, cât de repede și de schimbări serioase, cum ar fi să nu mai folosim surse de energie poluante și să investim în energie verde. Dacă și tu vrei declararea urgenței climatice, semnează acum petiția. Pentru că cealaltă opțiune e să vină inundații multe. Moment în care toată țara o să fie vama veche. Asta vrei? Vrei să fim toți în vamă și să purtăm toți șalvari? Nu? Atunci semnează petiția. Se împlinesc 6 ani de la violențele din 10 august 2018 și încă așteptăm un episod nou din serialul numit Justiție în România. Dacă nu vă mai amintiți, pe 10 august 2018, jandarmii, la comandă politică, au decis să facă ordine cu gaze lacrimogene și bastoane într-o mare de oameni care protestau pașnic pentru independența justiției.
iar 6 ani mai târziu, vă las să ghiciți câți vinovați au fost pedepsiți. Haideți să spunem toți împreună. 0! Da, 0 vinovați pedepsiți. Și ca să fie clar, există semnificativ mai mult de 0 vinovați, doar n-au fost pedepsiți. Iar dosarul se plimbă prin instanțe ca o minge de ping-pong. În mod ironic, mingea de ping-pong are aceeași formă ca numărul vinovaților pedepsiți. 0. Jandarmii implicați, coloneii Cucoș, Kazan și Sindilie, da, astea sunt numele reale ale unor persoane importante în România, au o nouă strategie ca să scape de dovezile strânse împotriva lor. Nu sunteți pregătiți. Îl acuză pe procurorul care a deschis ancheta de lipsă de imparțialitate pe motiv că ar fi participat la proteste. Ceea ce trebuie să recunosc, e impresionant și inventiv. Bine, alte adjective bune ar fi și nesimțit, lipsit de empatie sau imoral, dar hei, e și inventiv. Aproape la fel de inventiv ca avocatul de la Disney, care a încercat să pretindă că un om a cărui soție a murit la un parc Disney nu are voie să-i dea în judecată pentru că avea cont de Disney Plus și așa scrie în termenii și condițiile Disney Plus, că trebuie să rezolvi disputele amiabil. Da, aia e o situație reală și acum că am zis-o, mi-e frică că i-am dat ideea avocatului din procesul 10 august. Dar vestea bună e că avocatul de click a reușit până acum să bareze toate încercările de a mai trage de timp. Iar cheltuielile judiciare pe care le-am susținut din donații se ridică până în prezent la... Sincer, nu vreau să citesc numere așa mari. 163.915 lei. Mi-e rău. Pe 19 septembrie mergem iar la proces să fim siguri că planul jandarmilor de a scăpa eșuează. Așa că fii și tu de partea dreptății și donează pentru cheltuielile judiciare. Împreună avem grijă ca cei responsabili de violențele din 10 august să nu scape basma curată. Serios, dacă donați suficient de mult, merg eu personal și le murdăresc basmaua. Asta a fost tot pentru azi, ne revedem joia viitoare, link-uri și informații găsiți în descriere și, bineînțeles, nu uitați să dați like, share și mai ales subscribe. Eu am fost George Mesaroș și asta a fost știrea zilei de la The Click.